Țin să salut onorata adunare. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mircea Tuzineanu, sunt multirepresat politic de la Iași, originar. Nu sunt de formație istoric, sunt doctor inginer, doctor economist. Doctoratele mi le-am luat acum ulterior, după anii la 65-70 de ani, pentru că înainte n-am avut voie să fac studii doctorale, fiind dintr-o familie de foști deținuți politici. În acest context, la Iași, fiind cetățean al Iașiului, din anii 60, încă l-am cunoscut pe Maria sa, îi spun Gheorghe Buzatu, care, fiind același leat cu el, cum spune cetățeanul român, așa am putut să am fericirea ca să acumulez, ca de la un mentor, o serie de date plămădite, prelucrate de acest istoric, pe care o parte le-a publicat, iar altă parte nu le-a publicat, pentru că înainte de 89 era cenzurat, iar după 89 erau grupuri de presiune care au făcut să nu fie primit nici în Academie din cauza asta și unele surse, unele carnețele pe care el le nota, eu știu că totdeauna purta cu el un carnețel și nota orice era necesar din punct de vedere istoric. Iașiul, cum îi prinde corpul istoric, totdeauna avea de notat tot felul de fenomene. Țin minte că ne-a vizitat în familia mea de pe strada Bucinescu din Iași, că căuta informații legate de sfârșitul războiului mondial și chiar de 23 august, știindu-se că Iașiul pe 23 august a fost bombardat de către aviația sovietică. Și a venit la fața locului să vadă unde a căzut o bombă în strada Bucinescu la părinții mei și unde un brad măreț a fost retezat, el s-a regenerat după 40 de ani cu două vârfuri și dumnealui spunea, zice, domnule, uite, aici este un fenomen. Putem să declarăm un veteran de război vegetal și propusese lui Simirat, care era primar atunci, să facă această propunere. De altfel, a susținut ca și casa teodorenilor, casa bunicilor de pe strada Zlataus din Iași, așa, a susținut să fie declarată muzeu. Ea a fost distrusă și s-a pierdut acest monument istoric, unde este descris de către frații Teodoreanu. E o pierdere. Dumnealui a susținut să se păstreze și palatul lui Ghica Vodă de pe strada Zmeu din Iași, care abia acum e vorba să-l declare un muzeu, dar este o paragină. Dumnealui totdeauna avea o nemulțumire legată de aceasta și de memoria lui Ghica Vodă, care în față mai are încă un monument și în Curtea Politehnicii de la București, acest erou național Ghica Vodă, care a fost asasinat de către turci. Și ce să spun, eu cunosc mai mult în calitate de cetățean, de membru al urbii Ieșene, din Dulce Târg al Ieșului. Și nu ca istorie, de aceea vreau să vă spun unele precizări pe care știu că le-a făcut și așa rapid întreagăt. Deci s-a ocupat foarte mult de perioada de sfârșit a războiului și a acumulat niște date. A acumulat date legate de bombardamentul din 4 aprilie 44, când a fost cea mai mare dramă națională, când peste 5.000 de români au fost bombardați și tatăl meu a fost unul dintre victime și a scăpat ca prin minune de o schijă de atunci. Și i-a povestit lui celebru Buzatu cum s-a întâmplat și cum s-a desfășurat. Era revoltat pe armata americană că aviatorii din bombardere mitraleiau aviatorii de vânătoare români care se lansau cu parașuta așa, din avioanele mitraleiate și o lege nescrisă a războiului se spunea că orice aviator în parașută nu mai trebuie mitraliator. Americanii au făcut treaba asta. Era revoltat, nu știu dacă am mai scris treaba asta, dar în cercurile noastre și eu
mi-am însușit această și port în inima mea această revoltă împotriva armatei americane care ne-au omorât zeci de piloți care erau în parașute și au fost mitraliați. Deci asta era o idee care nu știu dacă a avut curajul să o scrie. Tot în acea perioadă, știu că până în anul 89 și după 89 a acumulat multe date legate de Antonescu. El avea o părere pozitivă despre acest, e rău să zic, pentru că unii au considerat că este un dușman, că este un om care poate fi condamnat și a fost condamnat, dar Buzatu avea altă părere, după cum avea și altă părere legată de evreii arestați din Iași. Că spunea, zice, domnule, au fost arestați evrei, sigur că da, dar asta nu a fost un holocaust, pentru că evreii care au fost arestați sunt cei care aveau cuiburi de mitralieră și au tras în armata română care se retrăgea. Ori asta ne-a exprimat în cercul nostru de ieșiri și ne povestea treaba asta, domnule. Este o realitate. Deci au fost evrei arestați, așa, pe bună dreptate, pentru că au fost descoperiți în cuiburi de mitraliere de la Prut până la Iași. Asta era realitatea. Pe urmă, tot profesorul Buzatu, ca cetățean al Iașului, căuta să promoveze ideile bune ale istoriei, căuta să arate cum să păstrăm și cum să punem în lumină vestigiile istorice din Iași. Chiar locurile unde a fost belicul turcesc, așa, din Iași, știu că a cercetat și eu eram martor când a intrat în niște catacombe care mai erau încă în Iași și care a recomandat oficialilor să le conserve, dar nu s-a conformat acei primari și cei desemnați pentru a face acest lucru, din lipsă, știu eu, de fonduri sau din lipsă de interes. Oricum, profesorul Buzatu, nu vreau să mai țin prea mult atenția, a fost un bun cetățean, un bun român, un prieten cu oricare interlocutor. Nu știu dacă se poate spune că ar fi avut un dușman sau un om care să creeze o antipatie. Nu, el, domnule, comunica cu toții, avea un bun sfat pentru fiecare, avea câte o replică și avea și un simț al umorului. Ori eu, ca după 89, pentru că am fost strămutat politic din Iași, 15 ani în afara Iașiului, pentru că eram persoana non grata, așa, m-am reîntâlnit cu profesorul Buzatu aici după 89 în București și aici am mai ținut legătura. Dumnealui m-a ajutat să-mi recapă și să-mi reabilitez calitatea de deținut politic pe care eu nu mi-am dorit-o, dar pe care a trebuit ca să suport. Și dumnealui m-a îndemnat să-mi fac dosarul și să-mi recapăt unele așa zise drepturi. Pentru care eu îi mulțumesc. Mulțumesc și doamnei care este prezentă astăzi cu noi aici, care este sânge din sângele nostru românesc, așa, și mă închin în fața memoriei lui prietenul pentru mine, Buzatu, istoricul pentru toți românii și omului de știință care merita să fie membru remarcabil al Academiei Române. Să fie țărnaușoară. Vă mulțumesc!